Este pur și simplu scandalos. Încă o dată, elevii devin victimele autorităților care le ignoră drepturile. De când a început școala, bursele elevilor nu au fost plătite, nici măcar cele pentru elevii care fac performanță. Părinții și copiii se revoltă, însă se lovesc de zidul gros al birocrației. Discutăm despre acest subiect cu Irina Petrea, psihoterapeut. Bine ai revenit, Irina, bună ziua! Bun găsit! Și Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigație. Bună seara și bine ai revenit! Sărut mâna, bună seara! Iar acum îl invităm pe tăticul Toma în platoul nostru. Haideți să-l cunoaștem! Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Sărmâna, vă salut! Bună seara! De unde veniți? Din ce localitate? Sunt din Ploiești, județul Prahova. Așa, chiar din oraș, da? Exact, din oraș. Așa cum a spus și colegul dumneavoastră, da, sunt tată la 3 copii. Dar direct implicat în această poveste sunt cei 2 copii, fata de 18 ani, elevă în clasa 12-a, și cel mic, așa cum a spus colegul, este un copil încadrat într-un grad grav de dezabilitate, încadrat în școala de mață, cu învățământ la domiciliu în clasa 3-a, în vârstă de 10 ani și jumătate. Deci, practic, aveți două feluri de burse. O bursă de merit pentru fata de clasa 12-a sau am înțeles-o bine? Fata de clasa 12 are o bursă de merit datorită medii pe care o are. Și o bursă de studiu care este aferentă veniturilor în familie. Adică dacă n-ați depășit un venit... Exact. Deci totul este în funcție de acel venit și împărțit pe membru. Și cel mic are o bursă... El are o bursă medicală. Aici este o mare problemă. Bursa medicală, datorită legilor educației, este inclusă la bursă socială. Care, din punctul meu de vedere, mi se pare total greșit. Pentru că bursa socială este legată tot așa de veniturile familiei. Bursa medicală este legată strict de un diagnostic care se află într-o listă. Starea de sănătate a elevului, da. Da. Dar în ambele cazuri asta nu înseamnă că, nu mă refer strict la fiul meu, mă refer în general vorbind, nu înseamnă că acest lucru dă voie celor care ar trebui să respecte aceste legi să nu se facă. În anul școlar trecut era o metodă de a se plăti o dată la 3 luni. Problemele din acest sistem de educație sunt mult mai mari, mult mai grave. Din toate punctele de vedere, nu discutăm numai despre bani. Știu că unii ori să spună, dar ce, stai pe banii copilului? Nu, este greșit acest lucru. Dar copilul, mă refer la cel cu probleme medicale, ca să pot livra, mai bine spus, către cadre didactice care vin la el, să-l poată înțelege, să poată lucra cu el, tocmai că depinde de acești bani. Dânsa, care este psiholog, știe foarte bine ce înseamnă o logopedie, o ocupațională, nu mai intru în domeniul celălalt de recuperare medicală. Aceste lucruri, asta cel puțin eu, asta fac cu acei bani de la școală. Care cât sunt, apropo? Pe bursa medicală, de exemplu, a lui David este 200 de lei pe lună. Doamne. Întâmplător, astăzi, venind aici, am văzut în extrasul de la o bancă că s-a făcut acest virament. Asta de ce? De ce? Că miercuri au fost luați în bețe? Că ieri a ieșit iureșul din presă care a ieșit? În cât suntem astăzi? În 28. Și când trebuia? Au trecut 2 săptămâni după data de 15. Dar sunt întârzieri de ordinul săptămânilor sau uneori sunt întârzieri și de ordinul, lunilor? Dar pe cine avantajează treaba asta? De ce nu se virează acești bani la timp? Și ce se întâmplă din punctul meu de vedere? Fiecare unitate școlară trebuie în fiecare lună, în general în primele 10 zile ale lunii școlare, să avanseze cererea de creditare către buget finanțe de la primărie. Să spunem, din informațiile mele, ei făceau această, în anii precedenți, făceau această cerere de creditare, numai că, nu știu să vă spun motivul real, se aproba undeva cam la 3 luni, 4 luni de zile. Această cerere de creditare. Așa este, să plăteau și celelalte întârzieri. Dar haideți să ne ducem în anul 2017, când domnul prim-ministru din acea perioadă, în luna iunie, s-a dat o hotărâre în care spunea foarte clar tot ce înseamnă legat de aceste drepturi financiare ale elevilor, indiferent că aveau un certificat de încadrare în grad și un certificat de orientare școlară, cum le spun eu, copii atipici, și pentru copiii tipici era stipulat foarte clar acolo cum să face. Constat că și acum au trecut 5 ani de atunci.
în continuare există o practică în unitățile școlare, și aici mă refer la în național, nu spun de județul sau de orașul meu. S-a început un nou an școlar. Ei încă sunt datori către acei copii, către acei părinți. Și din anul trecut școlar. Din anul trecut școlar. Dar eu vă întreb așa, care este firul? Probabil că, nu știu... Firul obținerii creditelor? Da, de la cine vine, de cel mai de sus? Bun. Probabil că deci, de la guvern, consiliu sau... Nu. De obicei se spune că peștele se împute de la cap. Nu. În cazul acesta lucrurile stau invers, de la coadă. Adică banii se dau și cine nu virează, practic? Problema e în felul următor. În 2017 s-a spus așa. Noi, ca și părinți, avem obligația, în primele 5 zile ale lunii în curs, să completăm o declarație, o anexă, o cerere în fiecare lună aferentă drepturilor din luna precedentă. Mă refer la copiii atipici. Deci mai mult am venit pentru această categorie care tot timpul a fost lăsată undeva deoparte. Bun. Noi facem acest lucru. Dar mai departe tot acolo să spunem felul următor. În primele 10 zile lucrătoare ale lunii în curs, unitatea școlară, indiferent școală sau liceu, este obligată să achite părinților luna precedentă sau lunile. Bun. Deci asta o dată. Mai departe, ce trebuie? Secretarul șef din acea unitate școlară, el care face inclusiv statele de plată pentru cadrele didactice. Contabila nu are de unde să știe, dumneavoastră să spune că sunt cadre didactice, câți bani trebuie să vă plătească. Secretarul șef face, să zicem, aceste state de plată, să spunem, da? Care le dă către contabilitate. Contabilitatea mai departe face plățile, da? Același lucru se întâmplă și acestor copii atipici. Deci dă situația. Câte zile au fost de școală și așa mai departe. Eu am înțeles, dar vreau să vă întreb. Primăria vă oprește plata sau o întârzie? Ori directorul școlii care trebuie, din banii pe care i-are primiți de la primărie, să-i și vireze mai departe? Directorul școlii nu are niște bani pentru acești copii. Creditele sunt la Comisia de Buget Finanțe din cadrul primăriei. De la primărie, am înțeles. Exact. Contabila, când face cererea de creditare la primărie, la buget finanțe, acolo urmează să se aprobe acea notă de creditare. Deci nu sunt bani, sunt credite. Bun, acum ca să revenim un pic așa la lucrurile astea mai, cum să zic, mai concrete. Da. Aveți 200 de lei bursa, are copilul bursă medicală de 200 de lei. Okay. Fata, ce bursă de merit are? Bursa de merit, dacă nu mă înșel, mi se pare că tot 200 este, iar cealaltă de studiu, cred că tot 200, dacă nu mă înșel. Deci noi vorbim de 40 de euro, da? 40 de euro, e 5 lei un euro, nu? Da. Doamne, cam deci 40 de euro e... Dacă te duci în restaurant acum, la primul restaurant, ieșiți unde vreți noastră de aici și vă duceți cu iubitul, cu iubita, nu vă ajung 40 de euro. Nu aveți ce să vă luați. Adică ce, dacă îți mai ieși o porție de cartofi prăjiți și mai vrei și o apă, la revedere. Ce să faci cu 40 de euro? Deci cum aceștia sunt banii pe care îi primește un copil care are un certificat, probabil un de încadrare și un certificat de orientare cu școlară. Cu care dumneavoastră plătiți atâția bani ca să puteți să-l faceți să se simtă cât mai aproape de normalitate. Adică, cum spuneați, logoped, o recuperare medicală, o kinetoterapie, nu știu, nu știu care e diagnosticul și nu vreau să mi-l spuneți. Dar vorbim chiar în am să vi-l spun că nu am ce să ascund. Eu sunt genul de om care mi-asum ceea ce spun, iar tot ceea ce scot pe gură, aici pot dovedi cu acte concrete, adresă și răspuns. Deci nu vorbim că am auzit de la doamna Mirela sau de la domnul nu știu care. Nu. Vorbim pe acte. Pentru că întotdeauna am fost un ghimpe oarecum în spatele lor. Dar sunt unități școlare din Ploiești care în 2020, respectiv 2021, deci același an școlar, când au fost această probleme de acordare a creditelor, nu contează cum, oamenii aceia și la ora actuală mulțumesc. Da? Copiii până în Crăciun și-au luat bursele. Neavând niciun ban primit în perioada septembrie-decembrie. Incredibil. Respectiv semestru 2, din februarie până în aprilie. Dar știți că eu știu așa, la în modul general, o meditație, în medie vorbind, o meditație de un copil e undeva în jur de 80 de lei. 100. O ședință de psihoterapie, ești fericit dacă o găsești la 200 de lei. Exact. Și atunci ce să facă un părinte cu 200 de lei? Bun, nu mai zicem că e nimic 200 de lei. Domnule, dar nici pe aia nu-i dați copilului? Adică se roagă săracii părinți care și așa au atâtea probleme. Gândiți-vă din punct de vedere emoțional ce înseamnă pentru un părinte să-și vadă copilul
când este un copil atipic, da? Și că trebuie să muncească, să-l îngrijească, iată, să facă o grămadă de lucruri extra, astfel încât acest copil să poată recupera fizic, da? Medical, și psihologic și așa mai departe. Și asta, dar să, ca cadrul didactic care vine la el acasă, doamna învățătoare, doamna profesoară de engleză și domnul de religie, ca eu să nu fac background, să traduc ceea ce spune el. Sunt necesare aceste ore de logopedie. Uh-huh. Aceste ore de logopedie înseamnă 400 de lei pe săptămână. Cu asta cred că am spus tot. Da, incredibil. Înmulțiți noastră cu 8 și vedeți faceți cât este. Două ședințe sau trei. Haideți să mergem acum la doamna Daniela, care este în direct prin Facebook cu noi. Este mama unei fetițe de 11 ani cu dizabilități, care nu și-a primit nici acum bursa. Bună seara, doamna Daniela! Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Bună seara! Vă rugăm, povestiți-ne. Aveți un copil care nu și-a primit bursa și ne-ar interesa de când se întâmplă acest lucru. Păi, trebuie să vă spun că eu am transferat copilul la școala la care este înscris actualmente în această vacanță de vară. Copilul meu are și certificat de handicap și certificat de cerințe educaționale speciale, pentru că are mai multe condiții medicale. Una dintre ele este genetică, hiperplazia congenitală a glandelor suprarenale cu pierdere de sare, iar certificatul CES îl are pentru celelalte, adică Asperger și alte tulburări aferente, cum ar fi hiperkinetism, tulburarea somnului, de opoziționism, mai are tulburări de învățare, dislexie, disgrafie. Și în plus, copilul meu este supradotat și înzestrat la matematică și științe exacte și din această cauză noi am tot schimbat de-a lungul anilor școlile, pentru că nicio școală, deoarece legislația nu permite, nu a fost capabilă să adapteze curricula conform nevoilor de învățare ale copilului. Pe lângă asta, așa, o chestiune de ordin personal, înțeleg că îl creșteți singură pe acest copil de când era destul de micuț. Da, de la vârsta de 1 an și 7 luni, când în cele din urmă tatăl ei a hotărât că nu poate accepta boala genetică a copilului și nu și-a dorit să-și asume responsabilitatea pentru copil cu tot ceea ce înseamnă el. V-aș întreba cam cât vă costă pentru a-i pune la dispoziție tot ce înseamnă, iată, materiale, știu eu, ore suplimentare, de recuperare medicală, fizică și educațională. Cam cât costă toate aceste lucruri pe lună pentru dumneavoastră? Încep prin a vă spune că pe partea de medicație pentru boala genetică, hiperplazia glandelor suprarenale, medicamentele pe care le ia copilul meu nu sunt scumpe deloc, sunt niște medicamente ieftine. Doar, pe lângă faptul că aceste medicamente practic țin copilul în viață, ele nu se găsesc decât sporadic în farmacii. De aceea eu trebuie să fac demersuri către importator, distribuitor, farmacii, să găsesc farmacie care să mă ajute în aceste demersuri și să-i cumpăr medicamentele copilului pe perioade de un an și jumătate, maxim 2 ani, în funcție de data de expirare a medicamentelor. Ca să aveți provizii, să aveți rezerve acolo, exact, că nu știți dacă mai găsiți sau nu. Exact. Da. Mi s-a întâmplat și mie și altor 2 mămici care au copii cu această boală. Am avut momente în care am rămas, mai aveam medicamente pentru copil pentru câteva zile, o săptămână, nu puteam să le procurăm și ne ajutăm între noi și ne împrumutăm, ne dăm medicamente ca să le putem da în continuare copilului, pentru ca copilul să rămână în viață. De când nu ați mai primit bursa pe care copilul are dreptul? Nu e un lux, da? E un drept pe care copilul îl are. De când nu ați mai primit această bursă? Ok, deci copilul meu este clasa a 5-a. În clasa a 2-a, când am făcut cerere către secretariatul școlii pentru această bursă, mi s-a spus că nu se știe, ei nu știu ce cer, apoi nu știu dacă boala copilului se încadrează în cele care sunt
pentru bursă. Am trecut apoi la școală particulară, unde mi s-a spus, noi suntem școală particulară, nu acordăm aceste burse. Iar acum suntem la o nouă școală, cum am spus la început, unde secretariatul ne-a pus la dispoziție, de fapt dirigintele clasei, la dispoziție toate cererile tipizate pentru bursă, pentru banii de hrană, pentru copilul cu cerințe educaționale speciale și cazarmament. Deci suntem, am pornit la un drum nou cu această școală, începând cu 5 septembrie, și vreau să spun că până în momentul de față banii pentru hrană, pentru copilul cu cerințe educaționale speciale ne-au fost, mi-au fost virați în cont, dar banii de bursă nu. Nici până acum, o oră cu o oră înainte, când am verificat ultima oră contul, banii nu au fost. Ce bursă e aceeași bursă la nivel național, nu? Bursă medicală 200 de lei, nu? Da, aceea. Nu contează diagnosticul. Nu contează. Contează. Numai trebuie să fii în acea listă. Da. Irina, în primul rând, bătălia acestor părinți pentru copiilor, care a început odată cu diagnosticarea copilului, practic, și nu e de ajuns acest lucru, vine și statul care te umilește. De fapt, asta este, e o umilire. Mi se pare că să reții niște drepturi bănești pentru niște persoane cu nevoi speciale, nu știu dacă e un prag mai jos de jigodism decât acesta, de nepăsare, de nu știu cum să-i spun. De multe ori, domnul spunea că în cazul lor peștele de la coadă se împute. Da, și eu cred că de foarte multe ori nu e atât problema că nu alocă primăriile acești bani, ci că în fiecare din aceste școli, de fapt, există niște oameni care au o grămadă de sarcini și asta li se pare, băi, mă lăsați și cu ăștia, cu handicapații ăștia, așa, mai la coadă, când o-i mai avea și timp pentru ăștia, cam așa. Și n-au timp. Și dacă n-au timp, bineînțeles că nu poate, primăria nu le poate da bani, că pe urmă intră primarul. Pentru contabila nu știe. Intră cei de acolo, din primărie, la eu știu ce încadrare legală. Deci trebuie să faci aceste forme legale ca banii să poată să fie dezlegați, da? Să li se dea drumul.